Mai bine de 60.000 de lei este suma strânsă în aproximativ o lună și jumătate la bugetul local de la șoferii care au parcat în dispreț față de lege. Sancțiunile au fost aplicate de către polițiștii locali în urma unor controle efectuate în trafic. Parchează în dispreț față de lege și împiedică vizibilitatea celorlalți participanți la trafic. Este vorba despre zeci de șoferi din Drobeta, Turnu Severin, care își lasă mașinile oprite după bunul plac, dar și după interes. Zeci de șoferi, dar și pietoni, se plâng de acest aspect care pune în pericol viața pietonilor, dar conduce și la producerea de zeci de accidente rutiere. Cele prea aproape de intersecții care reduc vizibilitatea celorlalți șoferi? Păi nu-i voie să oprească, că e lege, e regulă. Nu trebuie să oprească la o distanță mai mică de 25 de metri. Ei nu păstrează nici 5 metri. Nu respectă. Deci este prea aproape de trecerea de pieton și nu este primul caz, sunt mai multe cazuri. Să fie unul dintre motivele pentru care se întâmplă frecvent accidente acest parchează pe păi dacă nu vii cu mașina și nu vezi când trece pe trecerea de pieton. Sau la colțul intersecției. Da. Oamenii nu pot să vadă ce mașini vin și se produc multe accidente. Cu preponderență cele parcate pe terțile de da. S-a întâmplat des să vezi mașini parcate? Uneori, deseori. Periodic, polițiștii locali fac razii în trafic. Amenziile și avertismentele date nu par a fi însă suficient de convingătoare pentru șoferi care parchează în continuare în dispreț față de lege. Având în vedere că se constată o creștere a numărului de autovehicule parcate pe partea carosabilă, fără a respecta distanța legală față de intersecție, fapt ce îngreunează circulația rutieră și favorizează chiar producerea de accidente, polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație desfășoară în această perioadă acțiuni de identificare și sancționarea conducătorilor auto care încalcă aceste norme rutiere. În scopul asigurării unui trafic rutier fluent în municipiu, recomandăm conducătorilor auto să respecte prevederile legale în ceea ce privește oprirea și staționarea autovehiculelor. De la începutul acestui an au fost aplicate 240 de amenzi pentru șoferii care nu au respectat regulile cu privire la parcarea autoturismelor. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate este de peste 60.000 de lei.